Bună ziua și bine v-am regăsit! În această etalare vom vedea cum își aduce aminte persoana voastră despre voi. Vom avea două variante. Varianta numărul 1 va fi această pară, iar varianta numărul 2 va fi acest măr. Am să vă rog să rămâneți cu prima variantă ce vă atrage atenția. De asemenea, dacă aveți nevoie de o etalare personală, găsiți toate detaliile în descriere, iar noi vom începe cu varianta numărul 1. Țineți cont că vom avea și aspecte pozitive și aspecte negative. Vom avea și câteva mici comentarii de făcut în legătură cu această etalare. Deci, de preferat ar fi să vă relaxați și să țineți cont că este o etalare generală, așadar nu chiar toate caracterizările se pot potrivi pentru toată lumea care alege această variantă. Bun. Să începem. Cum își aduce aminte această persoană de voi? Persoana își aduce aminte de voi ca fiind o persoană plină de creativitate, capabil să creați totul din nimic, persoane puternice, persoane pline de forță, pline de șarm, persoane destul de interesante, uneori chiar mistice. S-ar putea ca această persoană să fi sesizat că voi aveți o intuiție foarte puternic dezvoltată, chiar dacă nu a spus nimic despre acest lucru până acum. Această persoană conștientizează că ceva la voi este diferit față de toate persoanele pe care le-a întâlnit până în acest moment. Această persoană, pentru mine, sincer, pare a fi genul de persoană care, dacă ar avea oportunitatea sau dacă ar avea ocazia, ar dori o împăcare cu voi, pentru că această etalare în general este mai mult pentru persoane ce sunt despărțite de persoana legate care ne uităm cu amintirile, da? Deci dacă această persoană ar avea ocazia, această persoană ar face pași către voi. Doar că este posibil ca această persoană pur și simplu să nu conștientizeze că voi mai sunteți interesați sau că mai doriți ceva sau pur și simplu voi ați lăsat asta de înțeles. Dar această persoană simte că voi sunteți persoane foarte speciale, persoane unice. Aici cred că există vise pe care voi le aveți cu această persoană, dar nu doar voi le percepeți, ci și această persoană are vise. De fapt, vede și el visele la fel cum le vedeți și voi. Deci nu vă gândiți că este doar de partea voastră chestia asta, este de ambele părți în egală măsură. Încă o carte. Voi îi aduceți lumină acestei persoane în viața sa. Țineți cont că această persoană vă apreciază foarte mult. Aici cred că această persoană iubește foarte mult corpul vostru, în special picioarele pentru unii dintre voi, sau unele dintre voi, pardon. Ce aș putea să zic aici este pur și simplu faptul că voi sunteți ca un fel de îngeri pentru această persoană, ca un fel de ghizi mistici, ca un fel de zâne bune care ajută această persoană să devină o persoană mai bună și să ajungă la rezultatele sale dorite. Sincer, la cum aș vedea energia de până acum, în mare parte persoana conștientizează că poartă o mare parte din vină în legătură cu ceea ce s-a întâmplat între voi și, sincer, aici cred că această persoană, chiar dacă nu mai este în contact cu voi, încă poartă foarte mult respect față de voi și foarte multă apreciere. E posibil ca în timpul relației această persoană să nu fie arătat acest lucru, dar, ei bine, respectul și aprecierea sunt acolo din partea sa. Bun, să vedem aici aspecte mai puțin pozitive ale voastre pe care le percepe această persoană. Sincer, această persoană vă vede și într-un fel ca niște rebeli, ca niște persoane care caută să iasă din orice rutină, din orice bulă de sticlă, din orice, cum să zic eu, din orice structură. Voi sunteți persoane care nu neapărat simțiți, sau cel puțin această persoană nu va reuși să vă vadă într-un mediu foarte strict. Voi puteți avea calități artistice, puteți fi persoane care faceți un soi de artă sau apreciați destul de mult arta, dar
persoana aceasta nu reușește să vă vadă pe voi rezistând într-un mediu strict, într-un mediu rece, într-un mediu pur logic. Chiar dacă sunteți persoane foarte inteligente, această persoană nu reușește ca voi să reușiți să vă adaptați în locuri, situații și alături de persoane foarte rigide. Voi aveți nevoie de libertate, voi aveți nevoie să vă exprimați, voi aveți nevoie să schimbați rutina de câte ori simțiți asta. Lucru care poate să fie destul de greu pentru voi, lucru care face să fie destul de greu până la urmă pentru voi să reușiți să vă adaptați cu astfel de situații și oameni, da? Voi aveți nevoie de medii care pot fi îmbunătățite oricând. Voi aveți nevoie să explorați și să experimentați. Iar această persoană, de foarte multe ori, s-a gândit la faptul că voi, dacă ați fi ajuns la căsnicie, voi ați fi fost cei sau cele care ar fi intentat divorțul. Există și astfel de gânduri din partea acestei persoane. Chiar dacă nu a fost neapărat pentru toată lumea o căsnicie, în adevăratul sens al cuvântului, da? Persoana vă apreciază, admiră corpul vostru, admiră felul vostru de a fi și totuși îl plasează ca fiind destul de departe de ceea ce este el sau ea și ceea ce are nevoie. Pentru că această persoană este foarte axată pe propria rutină, pe propriul mod de viață, pe cum trebuie să decurgă lucrurile și nu prea poate să lase de la el sau de la ea în această situație. Atenție foarte mare, pentru că aici, la cum aș vedea lucrurile, persoana voastră nu e ca și cum nu ar vrea să pornească ceva cu voi, dar nu ar avea încredere să pornească ceva cu voi, pentru că se simte ca și cum toată munca pe care persoana asta o depune, voi vreți să o reformați și persoana se simte la final jignită, chiar dacă n-ar avea de ce. Încă o dată, ce am spus, persoana vă vede ca fiind persoane foarte artistice, persoane foarte înzestrate din punct de vedere al talentului. Nu știu ce faceți, dacă scrieți, dacă pictați, dacă desenați, dacă aveți o viziune asupra lumii mai visătoare, dar această persoană apreciază această calitate artistică a voastră. Țineți cont că, de asemenea, această persoană poate avea senzația de foarte multe ori că puteți fi un foarte bun consilier, pentru că reușiți să mascați frustrările, nemulțumirile dumneavoastră și faptul că de foarte multe ori voi nu sunteți de acord cu alți oameni. De foarte multe ori această calitate, acest lucru se poate interpreta de alți oameni, de exemplu, care nu vă cunosc ca fiind o persoană teatrală, dar nu este neapărat așa. Voi nu căutați să mascați ceea ce simțiți pentru un interes anume, voi mai degrabă căutați să faceți asta ca să puteți fi alături de oameni. Dar foarte mulți oameni pot interpreta greșit și să aibă senzația că voi de fapt faceți asta ca să câștigați voi ceva, deși nu prea văd neapărat să fie cazul ăsta. Doar că voi vreți cumva ca toți oamenii să se simtă ascultați, sprijiniți, înțeleși și din cauza asta voi trebuie de foarte multe ori să puneți ca un fel de mască în care voi să vă prefaceți că sunteți într-adevăr de acord sau vedeți lucrurile exact ca acea persoană, doar ca acea persoană să se simtă mai bine. De foarte multe ori dați impresia că voi vreți să dețineți controlul, că voi ați gândit toate lucrurile și posibilitățile de dinainte și că toate lucrurile vreți să iasă exact așa cum le plănuiți voi. Această persoană are senzația că voi sunteți un pic obsedați de ideea controlului și de jocuri mentale. Atenție foarte mare, pentru că pe cât vă apreciază această persoană, pe atât vă disprețuiește pentru aceste jocuri mentale. Nu sunt niște jocuri cu care să se mulțumească, nu sunt niște lucruri care să-i placă. Chiar dacă voi nu neapărat aveți intenția de a vă juca mental cu această persoană și chiar dacă nu aveți intenția de a testa limitele acestei persoane, cel puțin persoana voastră așa percepe. Vreau să mai văd și din tarot cum vă percepe această persoană.
Această persoană vă percepe ca fiind o persoană minunată, care are foarte multe de oferit, care are foarte multe de împărtășit cu ceilalți, o persoană care nu caută să țină totul pentru ea, dar pe de altă parte, această oferire vine cu un preț. Această dăruirea voastră vine cu un preț. Chiar dacă pentru majoritatea dintre voi aici este vorba doar de reciprocitate și de egalitate, chiar dacă voi nu vreți neapărat să fie ceva fizic sau material, dar aveți nevoie să știți că și cealaltă persoană este acolo cu voi și cealaltă persoană o să vă asculte atunci când are nevoie și cealaltă persoană vă va ajuta când va fi cazul. Și cam asta cred că vreți voi de la alte persoane, dar sincer, țineți cont că de foarte multe ori acestor persoane nu le convine în momentul în care cineva oferă, dar și cere în egală măsură. Și este ceva normal ca unii să se simtă deranjați de chestia asta și să nu le convine, dar asta este și treaba limitelor personale. Trebuie să lase profitorii la distanță. Bun. De asemenea, această persoană consideră că voi sunteți persoane destul de stabile din punct de vedere material, mai ales cu nouă de cupe și cu regina de pentagrame. Voi sunteți persoane care vă întrețineți singure, voi sunteți persoane care ce aveți nevoie singuri sau singure, vă îndepliniți toate dorințele, vă luați ceea ce vă place, sunteți persoane care reușiți să economisiți, să investiți foarte bine, sunteți persoane care știți unde are sens să puneți banii și unde nu, puteți fi persoane foarte bune ca și consilieri financiari. Voi sunteți persoane care știți exact cum funcționează banii și cum să faci tot ceea ce este posibil în ei, luați decizii foarte bune din punct de vedere financiar, la cum se vede aici, și reușiți să păstrați un echilibru între a economisi și a vă răsfăța și în a aprecia ceea ce aveți, ceea ce este foarte frumos, mai ales că foarte mulți oameni au tendința fie să cheltuie prea mult și fără să se gândească, fie doar să economisească și să nu se răsfățe absolut deloc. Dar voi țineți un echilibru foarte bun, astfel încât voi permiteți abundenței să vină către voi din ce în ce mai mult și din ce în ce mai des. Și oamenii văd că voi sunteți persoane abundente. De asemenea, voi sunteți și persoane destul de pasionale și persoane echilibrate, dar și persoane care încă o dată sunteți în legătură cu sursa, sunteți în legătură cu universul, sunteți în legătură cu Dumnezeu, indiferent de modul în care voi alegeți să spuneți sau să denumiți credința voastră, trebuie să știți că sunteți foarte, foarte conectați la Creator. Chiar dacă voi nu vă dați seama de acest lucru și chiar dacă uneori poate părea ciudat pentru că treceți printr-o perioadă un pic tranzitorie, aș zice eu, dar trebuie să țineți cont că este doar o parte a procesului vostru de evoluție și să nu vă lăsați intimidați, speriați, panicați de faptul că se întâmplă să fie niște lucruri prin care trebuie să treceți exact acum în perioada asta. Dar de îndată ce voi veți reuși să treceți de micile obstacole peste care aveți de trecut chiar acum, sincer, într-o voi văd o posibilitate foarte rapidă de a manifesta lucrurile în viața voastră pe partea gândului. Atenție că voi cred că sunteți în mare parte la o lecție legată de manifestare. Unii dintre voi trebuie pur și simplu să învățați să vă gândiți la un lucru cu bucurie și apoi să le liberați din gândurile voastre și să vă orientați către viața reală. Alții dintre voi trebuie pur și simplu să începeți să meditați mai mult pentru a obține răspunsuri. Ceea ce voi manifestați vine către voi. Chiar dacă se întâmplă să nu fie în secunda, în minutul, în milisecunda în care voi așteptați aceste lucruri să se întâmple, asta nu înseamnă că nu se întâmplă. Nu mai fiți descurajați cu manifestările voastre. Este doar o chestie trecătoare. Înțelegeți acest lucru. De asemenea, țineți cont că persoanele din jurul vostru deja văd faptul că voi manifestați și atrageți în viața voastră ceea ce vă doriți, dar nu știu cum și, sincer, nici nu prea au curaj să vă întrebe. Pentru că aceste persoane cumva
Au senzația că dacă vă întreabă, voi nu le veți spune niciodată adevărul, dar asta e treaba lor. De asemenea, persoana despre care vorbim aici se gândește foarte mult că există o conexiune foarte puternică pe care o are cu voi și pe care ar vrea să o reînvie, dar aici, încă o dată, crede destul de multe ori că voi ați refuza această conexiune. Și de aceea nu înaintează nicicum către voi. Bun, cam atât am avut de spus pentru voi. Vom trece la varianta numărul 2. Și la varianta numărul 2 cu mărul. Vom vedea ce vă așteaptă. De fapt, nu ce vă așteaptă, cum își aduce aminte persoana de voi. Voi sunteți persoane care de foarte multe ori ați renăscut. Sunteți persoane misterioase, sunteți persoane care a trebuit să treceți prin diferite faze ale vieții voastre destul de urâte, care, e adevărat, v-au lăsat niște câteva cicatrici. Unii dintre voi este posibil chiar să aveți cicatrici pe bune. Dar aceste cicatrici nu sunt acolo ca voi să vă stresați în legătură cu ele, ci sunt acolo ca voi să vă aduceți aminte cât de puternici sunteți și cum ați trecut prin atât de multe lucruri și ați reușit să ieșiți din ele. Este foarte important ca voi să realizați că voi aveți o putere foarte mare. Energie foarte proeminentă, am aici de scorpion și vărsător. Mai am și de gemeni, totodată, și fecioară. Aș vrea să vă zic foarte mult că litera H poate să fie foarte semnificativă pentru voi, poate să fie vorba de o inițială sau chiar inițiala persoanei despre care ați întrebat cum își amintește de voi. Această persoană de foarte multe ori are senzația că voi sunteți un pic bipolari sau bipolare, așa, și că voi aveți mult mai multe straturi asupra voastră. Nu este ca și cum voi sunteți aceeași persoană peste tot și cu toată lumea, indiferent de circumstanțe. Voi tratați oamenii după cum se comportă și voi aveți câte un strat pentru fiecare tip de oameni. Voi știți cum să faceți oamenii să plângă, dar asta nu înseamnă neapărat că le vreți întotdeauna răul. Câteodată faceți chestia asta doar din autoapărare. Persoana vă vede aici ca fiind puternici sau puternice, ca fiind mistici și ca fiind persoane care pot trece prin iad și să se întoarcă și să acționeze ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Deci, da, aveți o putere foarte, foarte mare. Încă o carte vom lua. Voi sunteți o adevărată muză, o adevărată inspirație pentru persoanele din jurul vostru, prin puterea de care dați dovadă, prin felul vostru de a acționa, prin felul vostru de a lua decizii, prin felul vostru de a ierta de foarte multe ori în loc să vă răzbunați, chiar dacă aveți puterea să vă răzbunați. Știți întotdeauna cum să vă apărați, știți întotdeauna cum să atacați, dar asta nu înseamnă că întotdeauna căutați o modalitate de atac. Cred că pentru voi atacul este efectiv lăsat doar atunci când nu mai aveți altă soluție de a ieși dintr-o situație. Sunteți persoane luptătoare, sunteți persoane puternice încă o dată și, sincer, aici văd că destul de multe persoane vă admiră, printre care și aceasta. De foarte multe ori, persoana aceasta își dorește să aibă măcar jumătate din puterea voastră sau măcar un sfert. Avem de face cu o persoană care este destul de lașă și în momentul în care vede câtă tărie și câtă putere este în voi, de foarte multe ori este intimidată și un pic tristă în legătură cu asta. Aspecte un pic mai negative ale voastre pe care le percepe această persoană. Aici, persoana aceasta are senzația că voi nu e vorba de a controla lucrurile, este vorba că de pur și simplu faptul că această persoană de foarte multe ori nu știe toate circumstanțele și de foarte multe ori are tendința să considere că voi aveți o furie foarte, foarte puternică și sunteți în stare să faceți foarte mult rău, mai ales la furie, deși nu cred că voi
duceți întotdeauna până la capăt aceste rele care vă vin în minte până, în momente de furie, ei bine, această persoană se cam teme de momentele voastre de furie pentru că știe că aveți o putere de distrugere foarte mare. Aveți putere și de creație, dar și de distrugere. De asta zic, depinde doar de voi de cum alegeți să tratați lucrurile astea. Țineți cont că această persoană pe voi vă vede ca fiind foarte puternice și vă vede ca având foarte multe surprize de oferit persoanelor din jur. Și încă un lucru. Țineți cont că această persoană aici vă crede pe voi un pic blocați în ideile voastre, un pic blocați în felul vostru de a fi, un pic blocați în a nu vedea perspectivele altora, deși nu cred că este neapărat cazul ăsta, dar este efectiv felul în care această persoană vă vede pe voi. Bun, și vom lua și tarotul. Încă o dată, această persoană vede foarte puternică posibilitatea voastră de renaștere după orice se întâmplă. De asemenea, persoana vă vede ca fiind destul de detașați sau detașate și nu prea vă vede implicați sau implicat emoțional sub nicio formă. Această persoană consideră că voi sunteți gata oricând de plecare și de a ieși din viața celorlalți. De asemenea, această persoană mai sesizează indecizie de partea voastră în momentul în care nu știți sau dacă să aveți sau să nu aveți încredere sau doar așteptați un răspuns. Această persoană sesizează ca fiind indecizie și destul de multă pasivitate. Este ca și cum voi doar reacționați la ceea ce se întâmplă, voi niciodată nu preluați inițiativa. De asemenea, aici această persoană de foarte multe ori vede faptul că voi atrageți foarte ușor atenția și că dacă voi ați decide să faceți ceva în viața voastră, aveți toate șansele să reușiți pentru că ați atrage foarte ușor alți oameni de partea voastră. Asta face parte din capacitatea voastră de a fi sursă de inspirație pentru persoanele din jurul vostru și totodată aici zice că această persoană percepe abilitatea voastră de a atrage atenția. Ca și zodii aici, cum am spus, am zodiile menționate mai devreme, Vărsător, Taur, Scorpion, Gemeni, Balanță, Vărsător, dar și Berbec, Leu, Săgetător. Aici am cam toate zodiile, mai puțin cele de pământ. Pe cele de pământ nu prea le am, Taurul a fost singura excepție. Dar și Fecioară. Dar altfel, cam asta este etalarea voastră. Sper că vă este utilă și să ne revedem cât mai curând. La revedere!